Ok, salut, lumea, eu sunt Camisu și bine v-am regăsit la cel de-al doilea episod de Clash of Clans de pe acest mirobolan canal. Și am văzut că am strâns foarte multe like-uri la videoul anterior și am zis că da, o să continuăm să postăm Clash of Clans, de ce nu? Și acum avem iar o chestie, un army camp. Îl avem așa, de 2 golemi, un P.E.K.K.A, adică 2 golemi, 3 P.E.K.K.A, un archer și 16 wizards. Și am să nu ar aici, cred că o să ies, pentru că am zis că fac un clan cu voi. Deci, da... De fapt, nu o să scriu nimic, pur și simplu o să ies. E un clan foarte fain, probabil o să revin în viitor pe un alt cont. Dar momentan ieșim, deci... Ok. Și dăm... create clan, numele să se numească nume, dar nimic ce de nume, dar cred că o să fie Camisu Squad, cred că așa scrie. Așa, asta nu contează, o să-l punem noi după, o să dăm și elder și toate chestii. Așa. Descripția, o să pun ata în descriere, doar ca să știți că sunt eu. Anyone can join și mi-a 40.000 de ăsta. Bam, gata. Am făcut, deci clan se numește Camisu Squad, dacă vreți să intrați prin pe oricine, nu contează level, nu contează nimica. Creșteți împreună cu mine și cu alții care vreți să intrați să jucăm. Și acum zic să atacăm, o să-mi iau toate resursele. Stați numai o secundă, trebuie să-mi pun volumul. Revin numai o secundă. Ok, și ar venit, am dat volumul să se audă puțin aici, acum luăm. Am și un ăsta, un loot cart. Am luat și pe el. Avem destul de multe resurse momentan, adică nu sunt foarte mult, dar dăm upgrade. Dăm upgrade în continuu, acum și asta e bine. Și o să căutăm să distrugem o bază, să o anihilăm. Și asta chiar n-ar fi o bază rea, chiar e bază bună. Și cred că o să-l batem pe ăsta, adică o să-l batem chiar ușor. Punem un archer, să vedem dacă e ceva. Pac. O, da, Tesla, deci de acolo atacăm de sus atunci. Sau de jos. Hai că punem pac, pac. P.E.K.K.A. Am așa puțin cam tare, dar... Wizards. Așa, am pus pe toți. Punem și King-ul. Sper că se aude destul de ok, sper că o să de prea tare jocul. Ok, să le dăm un rage micuț, pac. Și cred că e de ajuns asta, cred că nu mai e nevoie să mai pune nimica. Poate un heal, dar nu știu. Hai să le dăm rage puțin. A, trebuie să punem heal aici, că nu-mi dau seama, sincer. Nu cred, că P.E.K.K.A e în viață, Golemul e în viață. Mai avem și un clan castle în caz de ceva. P.E.K.K.A-ul e cam low, dar da, totuși avem un golem care tanchează, încearcă și să tancheze acolo. Deci, e ok, ai, cred că a murit un P.E.K.K.A, sau? Ba nu, P.E.K.K.A-ul încă în viață. Amândoi P.E.K.K.A sunt încă în viață, deci tot este bine. Trei stele sigur îi dăm. A, noi am avut 3 P.E.K.K.A. A, e ok. La asta e clar, îi dăm 3 stele, nu mai avem nevoie de nimica și... Oh my god, clan... Oh, asta și o problemă. Repede. Trebuie să punem poison-ul. Te rog, de ce nu ia poison? Come on, mori. Trebuie să-i dăm poison pentru că ăla o să poată să ne distrugă tot. Dar moare încet. Hai, cred că e un dragon de level 1, dar totuși poate să ne distrugă toată baza ăla. Adică nu toată baza, toată trupa. Toate trupele, dar au murit. E ok, deci un golem s-a dus, dar un golem încă e în viață. Oh my god, cineva mă sună. Se taie. Ok, și cineva m-a sunat pe telefon, dar nu-i problemă. Continuăm aici. Baza asta care am dus numai, nu prea are nimic ce ar putea să ne distrugă. Am putea să pun telefon pe silențiu, dar pun acum așa repede, pac, pac, gata. Un giant bomb, dar
Totuși, ok încă. Da, e ok. Deci o să-i dăm... Că nu știu dacă dăm 3 stele, nu știu dacă avem timp. Are ceva pe margine? N-are nimica. S-ar putea să nu-i dăm 3 stele. Nu cred. Lol. Cred că nu o să-i dăm 3 stele. Din cauza timpului. Ai. Și n-am vrut să pun crea în castelul. O să terminăm la 90 și 97, oameni buni, am terminat. Aproape și dăm 100, am luat destul de multe resurse, e ok. Și o să revin cu următorul atac. Revin. Ok, și am revenit cu partea a doua a episodului. Am făcut un atac de full baloane, deci sper că nu o să fie un mare fail. Și da, hai să-i dăm drumul. Deci mereu găsim prima bază care, nu știu, loot destul de ok și dăm. Asta n-are nimica. Sper să nu facă fițe webcam-ul. Dar cred că e ok. Oricum trebuie să mă achiziționez. Achiziționez. Oh my god. Cea mai tare bază. Cea mai tare bază. Am putea pur și simplu să fac așa. Deci. Să vedem. E ceva aici? Oh da, este. Pot să fac așa. Heal. Adică rage. Heal. Și așa. Deci, easy. Vă rog, spuneți-mi că nu o să meargă în afară. Deci dacă merge în afară, dar oricum îi dau 3 stele, presupun. Pentru că e easy. Să văd când se dau un heal, să dau un heal, să văd. Acum. Bun, și au heal. Și sper că tot va fi bine, sper că îi vom da 3 stele. Am și un king, dar nu vreau să-l folosesc, vreau să-i bat doar din... Și cred că l-am bătut, cred că l-am bătut. O să folosesc King-ul aici, dar așa, ca să, da, să mai atrag atenția la unele chestii. Repede, trebuie să scut, dacă distruge chestia aia mai repede, gata. Asta e 3 stele. Numai timpul mai poate să, acum, dar oricum, avem 2 minute, e clar că o să-i dăm 3 stele. Să dau și o rage la King. Dacă, sper că nu o să-l omoare. Bă, nu știu, cred că o să moară. Sau, ba moare, ba moare. Oricum, baloana secretă ne-a rămas să dea 3 stele în caz că nu o să dăm 3 stele. Cred că nu o să dăm 3 stele, o să pun și astea, pentru că sunt astea pe colțuri. Și da. Deci, ce o spun de aici? Am un dragonaș și un de ăsta, un hawk care a murit deja. Dar am un dragon. Oh my god. Ai, ăștia, baloanele o să facă în conjur aici. Sper să nu mă moare, să nu mă moare ăsta, dragonul. No. Hai că nu-l omoară, să sperăm. Archerul dă puțin damage, deci nu cred că o să-l omoare. Trebuie să avem doar acolo puțin damage în plus, nu strică damage-ul ăla de la... Dar slabe șanse să dăm 3 stele, nu pot să cred. Sper să meargă spre interior. Pentru că sunt așa de împrăștiate și... Asta merge așa de încet încât măcar dacă luăm loot-ul ăsta din centru, eu sunt mulțumit. Așa, dacă luăm, uite, acum se poziționează 200 de ani în astea. Dacă luăm loot-ul ăsta, eu sunt mulțumit, practic. Numai trebuie să mai luăm niște... O, făcut level up sau ce naiba? What? Tu zici că au făcut level up ceva, what the hell? Presupun că o să-i dăm 3 stele, 2 stele, 3 stele, nu cred că-i dăm. Dar măcar luăm resurse destule. Deci Town Hall-ul o să cadă imediat. Town Hall-ul sigur îl dăm. Sper să luăm și ăsta, Dark Elixir-ul ăsta, că e foarte folositor. Nu știu dacă apucăm. Cred că o să apucăm, doar cred. A, da, o să se ocupe dragonul și sper mai repede dați un hit. Așa, și am luat destul de multe resurse. Chiar foarte multe resurse, 300, 200 din fiecare, adică 400 aproape din ăsta și 200 din ăsta și 400 de Dark Elixir. 400 de mii, da. Și cam ăsta a fost episodul de Clash of Clans. Sper că v-a plăcut. Dacă mai vreți mai multe episoade de Clash of Clans în continuare, apăsați acel buton de like. Mă motivează și voi face mai multe episoade. Și ca întotdeauna ne vedem. Și spun că data viitoare. Mâine. Bye bye.